Vom citi primele patru versete din Evrei, capitolul 2. Și cuvântul lui Dumnezeu glăsuiește astfel. De aceea, cu atât mai mult, trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele. Căci dacă cuvântul vestit prin înger s-a dovedit nezguduit și dacă orice abatere, și orice neascultare și a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei care au auzit-o, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt, împărțite după voia sa. Amin vă rog să vă reașezați. Dragi frați și surori, apreciez și eu mult prezența fiecăruia dintre dumneavoastră aici la slujbă. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Unul dintre psalmii care i-am citat, cred că cel mai mult în viața mea, și de lângă Amvon, dar și de la Amvon, am spus-o în dreptul meu, mereu, uneori când conducea mașina, uneori acasă, la bine sau la greu. Psalmul 67 care spune, Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvânteze. Dragă Biserica Domnului, Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvânteze. Doresc ca și în această seară să se întâmple cel puțin două lucruri și apoi la fiecare slujbă să fie cel puțin aceste două lucruri. Bineînțeles că Dumnezeu lucrează în multe feluri. Dar îmi doresc ca în continuare, în seara aceasta, la slujba din seara aceasta și apoi la fiecare slujbă să fie proslăvit Dumnezeu. Să fie proslăvit Dumnezeu. Și doi, să fie vindecate inimile noastre. Și Dumnezeu este cel care se îndură de noi, care ne, ne mângâie, ne încurajează și este același Dumnezeu care este aproape de inimile noastre. Pasajul din Scriptură care l-am citit în această seară începe cu un verset în care spune că este ceva necesar. Nu doar pentru un anumit context în care noi trăim câteodată, pentru că întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu este valabil în general, întotdeauna, pentru fiecare zi. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, de aceea, de aceea, cu atât mai mult, adică e atât de mare nevoie, cu atât mai mult, trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele. Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă că întotdeauna în viață trebuie să avem niște repere. Întotdeauna în viață trebuie să te asiguri că ești într-o oarecare siguranță, că ai de ce să te ții. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, cu atât mai mult trebuie să ne, să ne ținem. Dar avem de ce să ne ținem, avem de ce să ne prind? Mesajul pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă în această seară l-am intitulat Mânere sigure într-o lume nesigură. Mânere sigure într-o lume nesigură. Lumea asta în care noi trăim este într-o într totală nesiguranță. Am câțiva ani de zile de când strig de la învoane și spun și în particular, spun și personal, măcar că aproape de fiecare dată trebuia să mă explic un pic, să n-aibă impresia frații că sunt în depresie să zic că fratele ăsta predicatorul în depresie, fratele ăsta e frustrat. Am înțeles, dragă biserică, în ultimii ani în viața mea și am dat glas acestei trăiri. Am spus o mereu și o spun și în seara aceasta. Lumea asta nu e pentru noi. Frați și surori, lumea aceasta nu e pentru noi. Suntem străini, suntem călători, dar vedeți, în această călătorie ai nevoie totuși de o siguranță, să te prinzi atunci când ești la greu sau și la bine, dar mai ales când ești la greu, să poți conta pe ceva, să te poți bizui pe ceva. Să te poți prinde, să te poți ține. Și textul spune cu atât mai mult. Dar de ce cu atât mai mult? Pentru că, dragii mei, finalul capitolului 1 din Evrei spune că lumea aceasta care nu e pentru noi este într-o continuă clătinare, într-o continuă nesiguranță. Și uitați ce spune versetul 10. Și iarăși, din primul capitol. Și iarăși, la început, Doamne a întemeiat pământul. Și interesant spune, cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Dar spune versetul 11, ele ce vor face? Vor pieri. Ele vor pieri, dar zice, dar tu rămâi. Toate se vor învechi ca o Adică trăim într o lume care se învechește, o lume care piere, o lume zice Biblia, toate vor pieri. Totul, dragii mei. Și atunci întrebare, de ce mă țin? De ce mă prind? Care este mânerul? Acum a spus așa, care e mânerul de care te poți ține lumea asta ca să nu fii clătinat? Cu atât mai mult zice Biblia, pentru că trăim într o asemenea lume și Psalmul 46 este versetul 6 care spune neamurile se frământă, împărățiile se clatină. De ce ne-am putea ține? Primul mâner, dragii mei, primul lucru la care trebuie să facem apel în această seară, adică acel lucru care ne dă siguranță, de care mă pot ține în vremea bună, ca și în vremea grea. Zice aici pasajul, pentru că este cuvântul lui Dumnezeu, Primul mâner de care mă pot agăța, de care mă pot ține, este cuvântul lui Dumnezeu. Ori și ce s-ar întâmpla, avem și o cântare frumoasă, spune, mă încred în el. În vremuri de clătinare, când neamurile se frământă, când împărățiile se clatină, când nu mai există siguranță, Primul lucru de care ne putem ține, dragii mei, spune cuvântul, că și dacă cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit cum s-a dovedit, neclătinat, adică ne zguduit. Într-o lume care se zguduie, într-o lume care se clatină, există ceva, spune cuvântul lui Dumnezeu, s-a dovedit. Adică asta e bază. Cum s-a dovedit? nezguduit, neclătinat. Dragii mei, mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat acest cuvânt. Într-o lume de clătinare, de durere, avem cuvântul lui Dumnezeu care nu se clatină, care nu se zguduie, binecuvântat să fie Domnul. De aceea vedeți la fiecare slujbă, ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu. Vă rog tare mult, zilnic, zilnic, în fiecare zi să citim cuvântul lui Dumnezeu. Știți de ce, dragii mei? Pentru că acest cuvânt, aș face întâi doar așa o mică paranteză, că aici la versetul 2 spune așa, dacă cuvântul vestit prin îngeri, Acum să nu credem că e un fel de profeție printr-un înger. Versetul acesta se referă la cuvântul dat de Dumnezeu, adică de legea dată de Dumnezeu prin Moise. La asta se referă versetul 2, la legea dată de Dumnezeu la Sinai. Că știți că Biblia zice, dacă vine un înger cu un cuvânt, cu o altă Evanghelie, ce să faceți? Oameni buni, poate veni un înger îmbrăcat în haină de lumină, alb, strălucitor, dar dacă vine cu alte cuvinte, dacă vine cu altă Evanghelie, ce să faceți? Să nu credeți. Deci nu e vorba că ar veni un înger și ar da un cuvânt spre biserică. Aici este vorba de cuvântul, legea dată de Dumnezeu prin Moise în fapte capitolul 7 cu versetul 53, atunci când Ștefan vorbește evreilor, când vorbește iudeilor, uitați ce le spune, voi care ați primit legea dată prin... Vedeți, la asta face referire. Cu alte cuvinte, pentru că o să citim și în Deuteronom, era acolo o prezență mare, zice, o sărbătoare a sfinților, adică a îngerilor, ce voi ați primit legea. La Sinai, dată prin îngeri, dar vedeți, e dată de Dumnezeu lui Moise, numai că era contextul acela în care cumva tot muntele era cu slava lui Dumnezeu și cu îngerii lui Dumnezeu. Deuteronom, capitolul 33, versetul 2 și versetul 3, ne explică tocmai acest lucru. El a zis, și aici sunt cuvintele lui Dumnezeu prin robul său Moise, care a fost martor la cea priveliște când Dumnezeu a dat cuvântul, când Dumnezeu a dat legea pe muntele Sinai. Domnul a venit din Sinai și a răsărit peste ei din Seir, a strălucit din muntele Paran și a ieșit, uitați ce descriere spune, a ieșit din mijlocul zecilor de mii de Oare se referă la oameni zecile de mii de sfinți? Amintiți-vă că oamenilor le-au spus, nu vă atingeți. Sfințiți-vă, pocăiți-vă, nu vă atingeți. Dacă îmi zice Dumnezeu a ieșit din zecile de mii de sfinți, se referă la îngeri. De asta spune Biblia aici, cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit. E vorba de legea, de cuvântul lui Dumnezeu dat pe muntele Sinai. De aceea, dragii mei, e important când lumea se clatină, când nu mai știi de ce să te ții, povești, vorbe, discuții. Dragii mei, e cuvântul lui Dumnezeu care nu se zguduie, care nu se clatină. De ce cuvântul? Pentru că întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu cum este? Viu și lucrător. Tot cartea Evrei 4 cu 12 ne spune căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Să ne ținem de acest cuvânt al lui Dumnezeu pentru că e viu, are viață și este lucrător. Acum, dragi părinți, te uiți la copil și zici, Bă, câte am spus și zice omul, mă, nu lucrează nimic la el. Cumva nu se prinde, dragii mei, dragi mame, dragi tați. Puneți în copii cuvântul lui Dumnezeu că prinde. Se leagă. Sunt momente când ai impresia că nu se leagă. Mi-am amintit chiar duminica trecută într-o altă biserică o experiență care am avut-o în clasa nouă. Era în anul 1989, mulți ani în urmă. Chiar foarte mulți ani. Am plecat din satul meu de la Poeni, am plecat la Beclean, la Liceu, și am plecat și aveam în inimă iubire de Dumnezeu. Dar vreau să vă spun, atunci când eram copil mic, când eram un copil, m-am temut să păcătuiesc. M-aș fi dus și eu cu colegii unde mergeau ei. Dar, dragii mei, cât eram copil, m-am temut de tata. Și am zis, nu pot păcătui că. Nu știu, aveam simțământul ăsta, află tata și, și pur și simplu m-am temut să păcătuiesc că -i tata. Am crescut mai mare și apoi m-am temut să păcătuiesc să știu că am un tată în cer. Și Biblia spune, dacă sunt tată, unde îmi este cinstea? Și am încercat să-L cinstesc pe Dumnezeu. Dar eram atunci într-o etapă în clasa nouă. Eram venit la Beclean de la țară, și colegii mei au pus presiune mare pe mine, se duceau la film. În viața mea n-am fost la un film. Îmi spuneau ce filme faine cu bătăi. Am spus, cum să fie filme faine cu bătăi? Pentru ei erau filme faine. Și m-au chemat și am spus, nu, eu am o altă cale, îl iubesc pe Dumnezeu și am zis, asta e calea mea, nu mă pot abate de la calea lui Dumnezeu, că ce e calea Domnului. Dar știți cum e? Vă spuneam, aveam o inimă temătoare de Dumnezeu. Dar la presiunea colegilor am zis, bine, vin odată și atât. Nu știți ce vrea diavolul? Odată, ajunge. Odată înseamnă prima, odată. Și apoi urmează a doua, urmează a treia și urmează a 99. -a. Și mi duc aminte, dragii mei, că am stat pe gânduri și săptămâni întregi, dar am căzut la presiune și am zis, odată vin și apoi să mă lăsați în pace. Numai că ei când veneau de acolo, veneau cu haine mirositoare de fum, de țigară. Dar am zis, eu oricum nu fac prostii, mă duc și am scăpat. În biserica de unde vin, din Ciceo Poieni, avea în față două tablouri. Aici, țin minte, în partea stângă, era un tablou, ai zice, nu, ce că e tablou? Atât scria pe tablou ăsta. Era Amos, că și acum țin minte, de acolo știu. Amos 4 cu 12. Pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Era tablou din biserica mea, din satul meu. Mergând cu colegii mei spre apartamentul unde se ținea filmul acela, îmi bătea inima în mine, am zis să nu mă întâlnesc cu tata, Doamne ferește! Am luat pe străzi întortocheate, numai să nu mă duc pe drumul principal, nu cumva, măcar că data era la Bistrița. Și am luat-o spre apartamentul ăla cu colegii. Și bătea inima mine, știam că nu-i bine. Și, dragii mei, ajung în fața blocului. Și pe bloc, pe bloc, pe fața blocului, era tabloul de la Poieni. Nu era adus de tata, că tata nu știa pe unde sunt eu. Dar ascultați, l-a adus Duhul Sfânt în viața mea. Și am văzut pe bloc, pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Păi, dragii mei, eu eram pregătit să mă întâlnesc cu Dumnezeu în adunare. Eram pregătit să mă întâlnesc și m-am întâlnit cu Dumnezeu la stăruință. Mergeam noaptea cu tinerii la familie și stăteam până spre dimineață și era o întâlnire extraordinară în prezența lui Dumnezeu. Dar am zis, cum? Dumnezeu îmi dă întâlnire aici. Da, am văzut tabloul, pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Și am zis, eu nu mă pot întâlni cu Dumnezeu aici. Am făcut stânga împrejur și am promis, am zis, în viața mea, piciorul meu nu va călca într-un asemenea loc. Știți de ce? Pentru că un verset din Scriptură m-a întors din drumul rău că probabil de ajungeam acolo, ăștia vă spun, miroseau a tutun și nu știu mai ce făceau acolo, dar zici nevinovat, dată și gata. Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu, zice Evrei 4 cu 12, este viu și lucrător. Și ăsta e 4 cu 12. Pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Dragi părinți, vă rog din toată inima, făceți-vă timp și când copilul nu înțelege nimic. Puneți cuvântul lui Dumnezeu în copii. Dragi părinți, să punem cuvântul lui Dumnezeu în noi. Pentru că, ascultați, vine vremea, oricum în zile bune, ca și în zile grele, Trebuie să ne ținem de ceva, să ne prindem de ceva. De ce m-aș putea prinde într-o lume nesigură? Da, dragii mei, într-o lume nesigură sunt mânere sigure și primul, zice Biblia, e cuvântul lui Dumnezeu care s-a dovedit. Cum s-a dovedit? Neclătinat. Nezguduit. Și mai am o veste bună, dragi părinți. Când vor fi copiii dumneavoastră clătinați, Poate vor fi la școli și vor vedea pe alții. Păi mama ne-a dat altă învățătură, dar parcă e mai bună asta. Și ascultați, unii vor fi clătinați. Puneți în ei cuvântul lui Dumnezeu că nu-i va clătina. Este mânerul acela, zice, cu atât mai mult să ne prindem de cuvântul care s-a dovedit nezguduit. Binecuvântat să fie Domnul! Pentru că acest cuvânt este viu și lucrător. E cuvânt care are putere, frați și surori. E cuvântul lui Dumnezeu plin de putere. Evanghelia după Luca, în capitolul 1, cred că este versetul 37, spune niciun cuvânt, niciun cuvânt de la Dumnezeu. Uitați ce frumos! Nu-i lipsit dacă e slab. Pune cuvântul lui Dumnezeu în inimă. Strâng cuvântul tău, spune salmul 119, în Inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Pentru că și Cuvântul lui Dumnezeu spune, niciun cuvânt al lui Dumnezeu nu-i lipsit de putere. Binecuvântat să fie Domnul. Apoi, tot legat de Cuvântul lui Dumnezeu, o veste atât de bună. Cuvântul acesta nu doar că nu-i zguduit că nu-i clătina, dar zice Biblia, este un cuvânt care nu trece, netrecător, e veșnic, binecuvântat să fie Domnul. Evanghelia după Matei, capitolul 24, versetul 35, spune că cerul și pământul, ca și capitolul din Evrei, a doua parte a capitolului 1 spune, da, cerul și pământul vor trece, dar, cum e cuvântul lui Dumnezeu? Netrecător. Nu trece. Oameni buni, cuvântul lui Dumnezeu nu trece. La fel în prima epistolă a Apostolului Petru, în primul capitol, da, aici spune, omul e trecător și noi știm cu toții lucrul acesta. Dar uitați ce spune versetul 22 și 23. Deci, ca unii care, prin ascultarea de adevăr, v-ați sufletele prin Duhul. Ca să aveți o dragoste de frață neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima, fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu, care este, din nou zice, e viu și care rămâne în, în viață. Binecuvântat să fie Domnul! Cuvântul lui Dumnezeu nu-i trecător, zice Biblia. Toate se vor învechi ca o haină, toate vor trece, dar cuvântul lui Dumnezeu nu, nu trece. Vă aș întreba, acum vedeți, suntem, trece foarte repede timpul, dar suntem în a doua lună anului 2024. Frați și surori, cât am citit din cuvântul lui Dumnezeu? Cât ne-am agățat de aceste mânere care a spus da, e cuvântul, nu că am citit repede un capitol să nu mă mustre conștiința, să spun da, e cuvântul lui Dumnezeu care mă transformă, care mă schimbă, care simt că îmi dă puterea lui Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu, pe lângă faptul că e netrecător, este cuvântul lui Dumnezeu care e vrednic de crezare e viu și lucrător, are putere, e netrecător și e vrednic de crezare. Amintiți-vă în Exod, în capitolul 9, începând cu versetul 17, vom citi și vom afișa aceste versete. Sunt acele plăci care vin peste Egipt. Foarte interesant că aici spune Dumnezeu lui Faraon și spune egiptenilor, dacă te mai ridici împotriva poporului meu și dacă nu l lași să plece, spune Dumnezeu, iată, mâine, la ceasul acesta voi face să bată o piatră așa de mare. Acum, frați și surori, no, cum să vină piatră din cer? Cum să vină? Piatră din pământ. Am văzut, am fost la plug, am fost la căpălit și am dat de piatră. Dar să vină de sus, dar Dumnezeu a zis: dacă nu-l lași să plece pe popor, mâine la ceasul acesta va veni o piatră așa de mare, cum n-am mai fost în Egipt, din ziua întemeierii lui și până astăzi. Și următorul verset spune: puneți dar la adăpost turmele și tot ce ai pe câmp. Piatra are să bată pe toți oamenii și toate vitele de pe câmp care nu vor fi intrat în case și vor pieri aceia dintre slujitorii lui Faraon, care ce-au făcut? Nu s-au temut de cuvântul Domnului? Nu și-au adunat robii în casă. Cei care s-au temut, ce-au făcut? Și-au ce adunat robii. Cei care nu s-au temut, care n-au dat crezare cuvântului lui Dumnezeu, au lăsat și au zis, unde să vină piatră din cer? Unde să vină foc din cer? Că doar focul face omul. Dar, dragii mei, cei care s-au temut și au dat crezare, au adunat robi și au pus la scut. Pentru că întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu e vrednic de crezare. Vrednic de crezare înseamnă vrednic de împlinit. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Al doilea mâner, dragii mei, deci primul este într-o lume nesigură Primul mâner, sigur spuneam, cuvântul lui Dumnezeu. Al doilea este împărăția lui Dumnezeu și mântuirea lui Dumnezeu. Versetul 3 spune așa. Cum vom scăpa noi? Interesantă expresie. Trebuie să vă spun că versetul ăsta l-am învățat de la un frate bătrân, fratele Sabastin. Ori când îl punea, ori nu conta că era joia, că era sâmbăta, că era duminica, nu știu să fi fost fratele acesta vreodată la învon. Și să nu zică versetul ăsta, dar mi a prins bine în viață. Zice, cum vom scăpa noi dacă stăm? Adică dacă nu ne prindem, cum e textul în seara aceea. Deci, cu atât mai mult zice, țineți-vă, prindeți-vă. Cum vom scăpa noi dacă stăm? Nepăsători, indiferent, nu ne prindem față de o mântuire așa de mare. O mântuire așa de mare. Dacă în seara aceasta e cineva nemântuit aici, sau chiar cu noi, în online. Oameni buni, prindeți-vă de mântuirea lui Dumnezeu. Știu că sună ciudat. Cum să te prinzi de mântuirea lui Dumnezeu? Știi ce spune Pavelul Timotei? Spune, apucă ce, adică prinde ce să apuci? Viața veșnică. Dragii mei, vedeți, e atâta zbatere aici, vedeți, cât îi voia lui Dumnezeu? Păi, dragii mei, voia lui Dumnezeu îi 100% zice, care voiește câți oameni să fie mântuiți toți să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Ați auzit expresia asta? Apoi zice, când a voi Dumnezeu, mă va mântui. Nu, dacă crezi asta ce zici, e seara asta. E seara asta. Apucă, prinde-te, zice Biblia, apucă viața veșnică. Iată, zice, acum e ziua mântuirii. Pentru că, dragii mei, da, trebuie și voia lui Dumnezeu spune ca toți oamenii El voiește să fie mântuiți. Dar știți ce mai trebuie? Să vrei și tu, să vreau și eu. De deci ce spune cine vrea să mă urmeze, să-și ia crucea în fiecare zi să mă urmeze și să vină după mine. Binecuvântat să fie Domnul. Pentru că nu există dacă vrei să te poți lega de ceva decât de mântuirea lui Dumnezeu. Și apoi să trăim toată viața în voia lui Dumnezeu și în mântuirea Lui. Tot în Evrei, în penultimul capitol, în capitolul 12, versetul 28, spune așa. Fiindcă am primit, vedeți, e tocmai acest context, doar câteva versete mai sus în care spune Dumnezeu, am clătinat pământul și ascultați ce zice Dumnezeu, îl voi mai clătina, zice Dumnezeu, și Dumnezeu a clătinat pământul, Dumnezeu îl va mai clătina, dar versetul 28 spune așa, fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina. Dragul meu, ești în această împărăție. Împărăția lui Dumnezeu nu începe doar din cer. Acolo e serbarea, acolo e binecuvântarea, acolo e ospățul. Și avem cântări și de mic când și spun, vreau un cer. Iar mi-am amintit o experiență care am avut-o. Eram pe avion și m-a rugat o doamnă să-i dau apa. I-am dat apa și în viața mea nu m-a saltat cineva în felul ăsta. Mi-a zis, după ce a băut apa, a zis, să mergi în cer. Nu să zis mulțumesc, nu a zis nimic decât să mergi în cer. Trebuie să vă spun că m-a blocat. Păi când îmi zice la 10 km deasupra pământului, ca să merge în cer, știți ce trebuie să întâmple? M-a blocat. Dar mi-am revenit și am zis, Doamne, cu, cu ochii umezi după aia, am zis, Doamne, mulțumesc pentru urarea asta, n-am priceput-o, vă spun, o jumate de minut eram blocat, mergea mintea mea în gol, cumva. Ce să răspuns? Blocat. Dar am zis, Doamne, mulțumesc pentru urarea asta. De când sunt mic, când mă rog și îl rog pe Dumnezeu să mă duc în cer. În inima mea, izbaterea mea, vreau în cer. De ce vă spun, de ani de zile stric, oameni buni, lumea asta nu-i pentru noi. Sunt creat și ești creat pentru împărăția lui Dumnezeu. Dar împărăția lui Dumnezeu nu începe doar de atunci, zice, trebuie să fie unde împărăția lui Dumnezeu? În inimile voastre, te întreb în seara aceasta, împărăția lui Dumnezeu e în tine în seara aceasta? Că împărăția lui Dumnezeu nu-i mâncare și băutură, dar ce-i împărăția lui Dumnezeu? Neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Și să le pună Dumnezeu noi în fiecare, binecuvântat să fie Domnul. Și-a continuat dialogul meu cu Doamna și când i-am spus că de mic când și mă rog să mă ducă Dumnezeu în cer, Doamna zice, Domnule, înveci? o zis. O zis, nu poți, domnule! Păi îmi făcea urare să mă duc și acum când i-am spus că vreau, zice că nu pot. Și avea dreptate, Doamna, că omul nu poate fără Dumnezeu. Dar de ce a venit Hristos în lumea noastră? Ce mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce pregătește locul, ce face Hristos? Se întoarce și ce face? Ne ia cu El. Pentru că, dragii mei, Trebuie să se întoarcă. Nu putem să ajungem fără El. Dacă nu trăim cu El. Și am spus, Doamne, ai dreptate, așa este. Dar datorită Lui Hristos, care mi-a iertat păcatele și m-a mântuit, voi ajunge în cer într-o zi. Și bineînțeles că a trebuit să aterizăm și a fost tot timpul zbaterea asta între noi. Îmi aduc aminte, cam așa am încheiat dialogul. Doamne, să mergi în cer. mă spre dumneavoastră și spun oameni buni, frații și surori, vrem în cer cu Domnul. Pentru asta zice Biblia, țineți-vă, prindeți-vă, țineți-vă de împărăția lui Dumnezeu, zice, da, Dumnezeu va mai clătina, totul într-o continuă clătinare. Dar cum e împărăția lui Dumnezeu? Ce zice versetul 28? Împărăția lui care nu se clatină, zice, am primit o împărăție care nu se poate clătina și împărăția lui este în noi. De deci, aceea spuneam, adresez și tinerilor și dacă sunt musafiri și cei care ne urmăresc, dacă cineva încă nu-i mântuit, oameni buni, prindeți-vă de împărăția lui Dumnezeu, ce apucă viața, Hristos a făcut totul. Fă și tu ce trebuie să faci. Vino cu pocăință, cu căință, cu milință. Dă-te lui Dumnezeu și fie seara aceasta, azi, seara predării tale, seara mântuirii tale, că știți că în cer nu putem intra cu păcat. De aceea, dragii mei, Dumnezeu să ne binecuvânteze și Dumnezeu să-și pună mâna peste noi și să vegheze asupra noastră și a familiilor noastre. Și voi încheia cu cel de-al treilea lucru, al treilea mâner, Vorbind în acest sens, ca să înțelegem, al treilea mâner este, dragii mei, ajutorul lui Dumnezeu. Mai găsim și altele în acest pasaj, dar al treilea este ajutorul lui Dumnezeu. Uitați ce zice versetul 16 din textul citit. Căci negreșit, negreșit, nu în ajutorul îngerilor vine El. Dar în ajutorul cui vine Domnul? În ajutorul seminției lui, adică în ajutorul oamenilor, în ajutorul oamenilor care se încred în Dumnezeu, care au credință, căci Avraam este tatăl credinței. Dragii mei, și în această seară, și de fiecare dată, ne putem să ne prindem de ajutorul lui Dumnezeu. Nu uitați ce spune Scriptura și îmi place atât de mult Psalmul 46 începând cu primul verset. Da, Dumnezeu este un adăpost. E acest capitol din Scriptură care mai jos spuneam în versetul 6 vorbește că neamurile, împărățiile sunt într-o continuă frământare, într-o continuă clătinare. Dar primul verset spune, Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru e un ajutor care nu lipsește, dragă biserică din Dej, niciodată în nevoie. Am vrea ca și în această seară, și în zilele care vor urma, și întotdeauna, cât ne va ține Dumnezeu, să ne prindem de ajutorul lui Dumnezeu. Pentru că ne-a promis Dumnezeu, e un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoie. Mi-aduc aminte când eram copil, părinții aveau nevoie, în mod special mama, avea nevoie de ajutorul nostru ca și copii să prindem, să punem mâna, să ajutăm cu ceva la casă. Să vedeți, ca și copii, te târai, te duceai și erai cu copii la joacă. Și țin minte și acum am răsun această voce, zice, când am avut nevoie de tine, n-ai fost, n-ai venit și aveam nevoie. Dragii mei, Dumnezeu, e un ajutor care nu lipsește, niciodată în nevoie. Să ne bazăm totdeauna pe ajutorul lui Dumnezeu. Că e un ajutor care vine și avem nevoie. Este și o cântare frumoasă care spune, am învățat-o de copil, a fost o perioadă când n-am mai auzit-o. De ceva vreme s-a reactivat, am auzit-o la o seară de evangelizare și apoi vreau să vă spun că o ascult mereu și mereu. Și a început din nou să se cânte această cântare care spune Nici nu mai știu de câte ori m-ai ajutat. Nici nu mai știu de câte ori. Am repere în viața mea când pur și simplu a fost vizibil că a fost mâna lui Dumnezeu. Vizibil. Dar nici nu le mai pot contabiliza câteva le știu, vă spune, ore în șir vi le-aș le putea spune. Nu trebuie că sunt ale mele, le port în inima mea. Dumneavoastră le, le aveți pe ale dumneavoastră, că Dumnezeu va a venit în ajutor. Nu de mult eram într-o biserică, știam această mărturie de la fratele păstor, fratele păstor are, e și proroc când îi dă Dumnezeu un cuvânt, și spune că era într-un fel, dar nu mai țin minte cum era dimineața sau seara, dar era o oră destul de nepotrivită. Și fratele păstor a primit de la Duhul Sfânt un imbold și a zis, sună-l pe fratele cu tare. Acum. Nu era o oră potrivită să-l suni. Și a pus mâna pe telefon și l-a sunat. Fratele care era sunat, Venea din Germania spre București. Era pe autostrada de la Pitești spre București. Mai avea doar câteva 40-50 de kilometri până acasă. A adormit la volan, în fața lui era un tir defect pe fleșuri. Și dacă nu l-ar fi sunat cu 100 și viteză mare, ar fi intrat sub el. Când i-a sunat telefonul, a auzit telefonul, a deschis cum era a țipit la volan, a deschis ochii, atât a mai văzut care un tir în față. N-a mai apucat să vadă dacă din stânga vine cineva sau nu vine și doar atât a apucat să facă stânga și a trecut pe lângă tine. Și a zis, Dumnezeu mi-a salvat viața, ajutorul lui Dumnezeu. Astea sunt minuni, sunt miracole. Dragii mei, știu că aveți anumite momente în viață când puteți spune, da, degetul lui Dumnezeu, mâna lui Dumnezeu peste mine. Dar sunt și altele în care Dumnezeu ne-a păzit, ne-a ocrotit și nici nu mai știm. Vreau să vă spun și eu din seara aceasta. Contăm și ne bazăm pe ajutorul lui și de asta mă voi prinde toată viața. Știu că Dumnezeu, da, în durere de caz, Dumnezeu va veni totdeauna în ajutorul nostru. Pentru că e un ajutor care nu lipsește niciodată nevoie. Evrei 2 spune cu atât mai mult, pentru că trăim într-o lume care se clatină și se va clătina mereu cu atât mai mult trebuie să ne ținem, trebuie să ne prindem. Mânere sigure într-o lume nesigură. Primul, cuvântul lui Dumnezeu. Doi, mântuirea și împărăția lui Dumnezeu. Și trei, ajutorul lui Dumnezeu. Și cu el, dragii mei, vom ajunge la destinație. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să rămânem neclătinați și îmbărbătați de harul și îndurarea lui Dumnezeu. Amin.